Mai multe categorii de persoane care au fost infectate cu COVID-19 ar putea beneficia de reabilitare la sanatoriu. Un astfel de proiect a fost votat la ședința Guvernului. Acesta prevede acordarea dreptului în regim prioritar pentru angajați, persoane în vârstă, persoane adulte cu dizabilități și veteranilor de război la reabilitarea balneosanatorială, în special persoanelor care au pneumofibroze drept consecința infectării cu virusul COVID-19. Amintim că până în prezent în Republica Moldova au fost confirmate mai mult de 40.000 de cazuri de infecție cu un noul tip de coronavirus. Dintre acestea, 29.900 de persoane s-au tratat.